Din CV-ul Rodica Iberdilo publicat pe site-ul magistrat.md aflăm că aceasta a fost numită în funcție la 23 mai 2016, prin decretul președintelui de atunci Nicolae Timofti, fiind repartizată să activeze la judecătorie Chișinău. Berdilo a concurat pentru această funcție cu alți 12 candidați. Deși nu a acumulat cel mai mare punctaj, membrii CSM au ales-o pe ea datorită rezultatelor obținute la absolvirea Institutului Național de Justiție și funcțiile pe care le-a deținut anterior. Potrivit CSM, Berdilo și-a început activitatea în jurisprudență în 2005, în calitate de grefier la judecătoria Buicani, apoi a devenit asistent judiciar în 2012. După câteva zile de numire în funcția de judecător, Rodica Berdilo a cerut să fie suspendată pentru a putea îngriji de copilul minor. A revenit la muncă în aprilie 2017. Potrivit declarației sale de avere pentru anul trecut, ea a ridicat un salariu total de peste 133.000 de lei. Soțul acesteia, angajat la Serviciul Protecției de Pază de Stat, a avut un salariu de aproximativ 175.000 de lei. Din zilele de naștere, Berdilo a indicat în declarație că a obținut 21.000 de lei. Din 1999, magistrata este proprietara unui apartament de 67,4 metri pătrați, valoarea căruia este de peste 251.000 de lei. Iar în 2017, în baza unui contract de investiții în construcție, familia judecătoare a intrat în posesia unui apartament de 71 metri pătrați, care costă în jur de 396.000 de lei și a unui garaj de 5.500 de euro. Berdilo mai deține un automobil de model Hyundai Elantra, fabricat în 2002 și cumpărat în 2014, cu 70.000 de lei. Recent, Rodica Berdilo a fost vizată într-o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice, după ce a făcut dreptate pentru doi foști procurori care s-au judecat cu statul. Într-un alt caz, Rodica Berdilo a obligat primăria Chișinău să-l repună pe Igor Gamrețchi în funcția de șef al Direcției Generale Transport Public.